Multă bucurie și tot ce-i bun, stimați urmăritori! Fiți binecuvântați în orice colț al lumii v-ați găsit voi și cei dragi ai voștri. E o zi specială pentru noi, e vineri seara, dar e o zi specială. De ce e o zi specială? Fiindcă azi am văzut încă o minune, încă un lucru pe care nu-l credeam vreodată că se poate întâmpla cu privire la porumbei. Aș vrea puțin să mergem în urmă, să vedem undeva în 2006-2007, când zona de vest a României a jucat Constanța. Aduceți-vă aminte, erau jucătorii mari din vest. Eu cred că atunci au fost cei mai puternici jucători de maraton din vest, asta e părerea mea. Printre ei era multiplu campion Man Simeon, Onadi, Erdei, o grămadă de nume celebre ale vestului. Domnul Stan de la Timișoara, domnul Mervezean de la Timișoara, domnul Cioară de la Arad. Jucător extraordinar, jucător fenomenal, jucător care este extraordinar. Și mi-aduc aminte că am jucat Constanța și două mașini au plecat la Constanța, s-au organizat două mașini. O etapă a organizat-o Bihor împreună cu Arad, cu Timișoara și cu ceilalți și o etapă a organizat-o Satu Mare. Și din două mașini care au plecat la Constanța, după câteva luni de zile, de când nu se putea juca în străinătate, că a fost cu gripa aviară, după câteva luni de zile, nu cred că s-au adunat în total 520 de porumbei. Porumbei de maraton și chiar mi-aduc aminte cu acea etapă de Constanța, domnul Man Simeon, dacă nu greșesc, a ieșit campionul României la acea vreme la maraton. Nu credeam că în anul 2024 un porumbel de viteză poate străbate întreaga țară. Da, de aici merg mult mai ușor porumbei încolo. Dar de acolo încoace, nu știu de ce, nu pot să vină porumbei. Dar azi am mai învățat o lecție. Și această lecție mi-a dat acest mascul albastru, minunea constanțiană, putem să-i spunem. Minunea constanțiană. El este verișorul cu la Gherta. O să vi-l prind imediat și o să vi-l arat. Este verișor, frate de mamă cu la Gherta. Mama lui și mama lui la Gherta. Și acum să vă spun povestea lui. Am jucat cu porumbei și la un moment dat acest mascul s-a accidentat. S-a accidentat și nu l-a mai jucat și un domn din Constanța, văzând pe YouTube, m-a contactat, acest domn acum a cumpărat de la noi și ouă, m-a contactat și a zis că îl vrea el pe 8147 de 2022. Îl vrea el. I-am zis ok, îl trimitem, am reușit să-i trimit, în Constanța, i-am trimis porumbelul și în urmă cu ceva timp, îmi spune că soția dânsului, ocupându-se de porumbei, a scăpat porumbelul. Și spune, dacă o să ajungă înapoi, eu vi-l plătesc înapoi, eu vă vreau porumbelul și vi-l plătesc înapoi. Și zic către el, nu trebuie să mi-l plătiți că este porumbelul dumneavoastră dacă ajunge, zic. Dar nu cred că va ajunge și nu cred că are vreo șansă să ajungă din Constanța în Oradea un porumbel singur, să treacă munții și să ajungă din Constanța Oradea. Zic, nu cred că o să ajungă treaba asta, mai ales e un porumbel de viteză, nu cred că o să ajungă vreodată. Și azi, uitându-mă între pui, când am ajuns acasă, în urmă cu ceva timp, m-am uitat între pui, că sunt pui care mai țin aici o parte din pui, ceilalți au fost puși pe compartimente. Uitându-mă între pui, văd acest porumbel, minunea constanțeană, care a ajuns, uitați-vă la el, se vede, a fost și acățat de uliu, se vede și la gușă, o să vi-l arat. Și în momentul în care l-am văzut, m-am dus să mă uit în caie de unde e cei. Și când am văzut care treaba, i-am scris domnului din Constanța că a ajuns porumbelul. Știam că avem porumbei puternici și ați văzut că aducem porumbei din cei mai puternici. La noi în Cușcă găsiți cei mai mulți porumbei tineri din pe zona de vest și la prima extremă am avut cei mai mulți tineri care au clasat pe zona de vest, la extrem, la primul maraton extrem. De asemenea, la noi, în pescătorie, găsiți acum cei mai mulți tineri care au două extreme pe zona de vest. Nu o să găsiți nicăieri în toată zona de vest, aici un pescător, atâția tineri câți avem noi în Cușcă cu două extreme zburate în zona de vest. Avem porumbei puternici, suntem în top și pe zonă la extrem, luăm cupă și județeană, dar nu ne așteptam ca porumbei de viteză să fie capabili să aibă o așa ambiție să traverseze toată țara, să vină din Constanța. Și acest porumbel, mama lui este și mama la Gherta, la celebra la Gherta, despre care o să vă arat încă o dată și o să vă prezint și pe mama lui și pe la Gherta. Dar până atunci, să-l prindem pe el și să ne uităm la el. Uitați-vă cum e sărăcuțul, cât a zburat. Și aici se vede cum a fost atăcat. Uitați. Cât ambiție la el. 00 8147 de 2022.
un porumbel extraordinar. Nu credeam. Nu credeam că un porumbel de scurtă poate străbate România. Ce înseamnă porumbei de superficialitate? Și de asta încercăm să aducem și cei care de multe ori ne contactați și când au zis ce prețuri aveam la pui, vă speriați unul dintre dumneavoastră. Nu ai cum să aduci porumbei de supercalitate la bani mărunți. Nu ai cum să... Ne ocupăm și de câini. Acum am cumpărat câini, suntem pasionați de mici de câini și ne-am luat ciobănești german. Am dat o grămadă de bani pe ei și azi am primit iar o veste extraordinară. Acum se desfășoară în Germania campionatul mondial de ciobănești german și câinele care este pe bannerul mare de prezentare în Germania este chiar tata lui Marlo și a lui Mira, a câinilor noștri. Deci o bucurie enormă să auzi așa ceva. De asta încercăm întotdeauna să ducem din cei mai puternici porumbei și porumbei puternici costă bani. Uitați-vă la el, uitați-vă la el cât a tras, cât a tras, stors, după atâta timp, uitați-vă la picioarele lui, să vede picioarele lui cum au tras, săracu, cât a muncit, picioarele subțiate. Minunea constanțiană. Deci dacă în urmă cu atâția ani, din două mașini care au zburat din zona de vest, Constanța, după luni de zile s-au adunat 15-20 de porumbei cel mult. Acest porumbel singur de viteză a reușit să treacă toți munții. Vă dați seama ce înseamnă porumbel de calitate. Și azi, când i-am scris la domnul, zice domnul, zice, nu, e porumbelul dumneavoastră. Cum să fie porumbelul meu? Zice, eu vi l-am plătit, mi l-ați dat, e porumbelul dumneavoastră. Nu. Ar însemna să fiu ca și ceilalți, ca mulțimea. Eu trebuie să fiu diferit. E porumbelul lui, mi l-a plătit și am cerut voie, dacă mi lasă, să-l împerechez cu maică sa, să scot un rând de ouă și să mi lasă până în primăvară. Vă mulțumesc pe această cale. Știu că o să vedeți filmulețul și vă mulțumesc pe această cale. Un porumbel extraordinar, minunea albastră, minunea de Constanța. Porumbelul care a venit din Constanța, un porumbel ce a fost închis la reproducție, a scăpat, a fost scăpat de soția domnului și a ajuns înapoi acasă în Oradea. Asta înseamnă porumbei de super calitate. Asta înseamnă porumbei extraordinari. Și o să vă prezint și pe sora lui la Gherta și o să vă prezint și pe maică sa. Să vedeți ce înseamnă păsările puternice. Să vedeți ce înseamnă porumbei puternici. Și dacă cumpărați, și în special mă adresez vouă celor tineri care încercați și vreți să faceți ceva, vreți să ieșiți din grămadă, să fiți mai sus, să luați cupe, să câștigați trofee, în loc să cumpărați 5 pui, cumpărați unul, dar cumpărați unul de calitate. Căutați oameni serioși, căutați oameni serioși, oameni care au cuvânt și căutați să cumpărați porumbei de super calitate. Nu vă uitați că dați bani mulți pe un porumbel și ziceți că banii ei puteți cumpăra 5 sau 10. Cumpărați porumbelul de calitate și din ăla încercați să reproduceți. Nu o să vă pară rău. Mama lui, care este mama la Gherta, este fiică din doi porumbei care i-am adus din matca domnului Cosmin Olteanu. Bunicul lui a fost locul 2 județean în 2018 la azi viteză pui, era cu 10 etape. Au fost 4 pui în tot județul Bihor care au făcut această categorie. 3 dintre ei au fost de la noi în crescătorie. Locul 1, locul 2 și locul 4. Bunica lui, tot de acolo din partea lui maică sa, a fost locul 1 viteză pui în 2018. În 2018, dacă vă uitați pe centralizări, o să vedeți că în județul Bihor primele 13 sau primele 16 locuri la viteză pui au fost obținute de noi, de crescătoria Fam Luca și frățiorii Natan și Elisei. Deci numai noi ne-am împărțit pe primele locuri și la crescători locul 1 și locul 2. La crescători am fost noi cu puncte mici și în primii 40 ceva național amândouă crescătoriile și ceilalți au fost cu 100 de puncte în spatele nostru. Deci păsări extraordinare, dar ca să duci astfel de păsări, a trebuit să băgăm mâna în buzunar, să aducem din cei mai puternici. Am adus din matca domnului Cosmin Olteanu și din ea am reprodus și din ea am zburat. Iar tatălui este iarăși direct din matca domnului Cosmin Olteanu, porumbel extraordinar. Deci asta înseamnă porumbei de super calitate. Căutați porumbei de calitate. Porumbei de calitate costă bani mulți. Uitați-vă, să vină din Constanța, doar cei din vest, care au jucat vreodată Constanța, știu ce înseamnă lucrul acesta. Să treacă munții și să vină încoace și cu atât mai puțin un porumbel care să vină singur. Ei, urmează să vă prezint pe sora sa, pe la Gherta, sora de mamă și pe maică sa. Aici e compartimentul de femele, deja am mutat femelul de tine de viteză aici și să vă arăt pe la Gherta. Sora de mamă a minunii albastre, a minunii constanțene. La Gherta 78-58 de 2021. La Gherta, 3 ani de zile, consecutiv, a fost campionul județului Bihor. 3 ani de zile a fost în top și este în top național. La vârsta de un an a fost locul 22 național. La vârsta de 2 ani a fost locul 12 național vitezan, a fost locul 6 național viteză palmares, locul 6 național pentru categoria olimpică, locul 12 național, locul 18 național azi viteză,
O pasăre extraordinară. Anul acesta, în 2024, este din nou campion al județului la viteză Palmares 3 ani. Mai multe prezențe în top 10 național, inclusiv podium național. Asta este la Gherta. O pasăre fenomenală, o pasăre extraordinară. O pasăre cum rar mi-a fost dat să am. La Gherta este soră de mamă, cu minunea albastră, minunea Constanțeană. Porumbelul care a reușit să treacă întreaga țară, să străbată întreaga țară și să vină din Constanța, după ce a fost ținut acolo la reproducție, scăpat, să vină singur și să ajungă acasă. Asta înseamnă porumbei de supervaloare. De asemenea, între porumbeii buni, anul acesta, puii tineri ce avem, de 2024, care ne-a ajutat foarte bine ca pui și deja i-am oprit jos, sunt mai mulți din această familie. Deci păsări extraordinare, păsări care deja începe să demonstreze că pot, că pot să joace, păsări care demonstrează calitatea lor superioară. Căutați astfel de păsări. Să vă prezint și pe mama lui La Gherta și pe mama lui Minunea Albastră, Minunea Constanțeană. Ea este mama Minunii Albastre, mama Minunei Constanțene, mama lui La Gherta. 7-12-25. Sunt două sore bune, două sore de cuib, care amândouă ne reproduc extraordinar. Amândouă ne reproduc extraordinar, dar ea ne-a dat atât cât pe La Gherta, cât și acest porumbel extraordinar care reușește să străbată țara întreagă. Ne bucurăm să avem astfel de păsări în pușcă. Ne bucurăm să avem păsări care nu doar la maraton scriu istorie. Ne bucurăm nu doar la maraton să avem cei mai mulți porumbei tineri din zona de vest cu câte două extreme. Nu avem, de exemplu, porumbelul de maraton care la extrem, care are e singurul din zona de vest care a fost în primii 10 pe lansare și e cu normă închisă la extrem, singurul tânăr din zona de vest. Ne bucurăm să avem astfel de păsări. Dar ne bucurăm și trăim această minune. Să vedem porumbei de viteză de la noi din crescătorie, care străbat o țară întreagă. Un porumbel care a fost dat după câteva luni, un an de zbor, a fost dat în celălalt capăt al țării. Să scape de la reproducție și să străbat întreaga țară. Acest lucru nu-l poate înțelege decât cei din vest, care au jucat Constanța. Acei din vest care antrenează și duc porumbeii în Brașov. Acei din vest care încearcă să treacă munții cu porumbeii lor. Și cu atât mai mult, acei crescători care sunt pasionați de porumbei, care să fie unicați. Să treci porumbel de viteză, să străbați întreaga țară, singur, nu cu stolul, ci singur. Asta înseamnă ceva extraordinar, ceva fenomenal. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Vă mulțumesc că v-ați făcut timp să vă povestesc despre Minunea Albastră. Nu puteam să nu vă povestesc despre ea. M-am bucurat eu și s-a bucurat și proprietarul acelui porumbel, în momentul în care i-am scris. Și am vrut să vă bucurați și voi împreună cu noi. Să vedeți că ceea ce vă spun de ani de zile și ceea ce vă prezint în filmulețele mele pe YouTube nu sunt povești, nu sunt Disney, nu sunt telenovele. Sunt realități și încet, încet formăm porumbeii cei mai puternici. Și încet, încet o să facem porumbei să ne batem cu toată țara și o să fim pe podiumul național și la maraton din nou, cum ai fost în an de zile, în urmă cu ani de zile, și la pasăre și la crescător. Vom fi din nou acolo. De asta ducem material de cea mai bună calitate. De asta deja și anul acesta s-a făcut, s-a dat avansul pentru pasăre extraordinar și alte păsări sunt în tratative. De asta încercăm să căutăm cei mai puternici porumbei. Vedeți? Porumbei de viteză din crescătoria Farm Lucaci sunt capabili singuri, care au fost ținuți la reproducție, fără antrenamente, fără nimic, sunt capabili să străbată țara întreagă. Doamne, îți mulțumim pentru astfel de păsări. Nu uitați, Minunea Albastră, Minunea Constanțeană, porumbelul care scapă din compartimentul de reproducție și străbate țara pentru a fi din nou acasă. Asta înseamnă păsări de calitate. Și asta vrem să creionăm. Fiți binecuvântați oriunde v-ați găsi. Cu drag al vostru, iubitor de porumbei, Ionuț Lucaci, de aici, din Bihor.